Ok. Salutare tuturor, bine v-am uitat la un nou videoclip cu Rolling Sky. Ei bine, a fost doar o problemă la level, la ăsta de numeri, de nu era melodia originală. Cam că acum gata, avem melodia originală din nou. Doar nu s-a încărcat bine melodia atâta tot. Nu a furat-o nimeni. Nu s-a furat mie. Ah, am pierdut floating. Am făcut pentru prima oară în viața mea Christmas Gospel 100%. Da. Pentru că altă dată, pentru că de obicei mă întrerupeam la ultima parte. Da. Care nu reușeam niciodată, dar niciodată să o fac. Da. Așa și în videoclipul nostru continuăm cu continuăm cu cele 8 levele care au existat în Rolling Sky. Da. Asta transpiră mult mai repede decât celălalt. Că este alt telefon pe care filmez eu în momentul acesta. Da. Nu este același. Ăla care se laguia mult rău. Ce-i faci, măi, tată? Cu mult, că trebuie să, că nu mai vreau să transpire încă o dată. Că mă enervează când transpiră asta. Oricum revenim. Ok, bun. Hai să ne continuăm treaba aici.
deci am început să transpir ecranul. O să super emoționat. Dacă nu bani nici de data asta, Skytech trece la următorul. Bă! Bă! Dacă nici de data asta nu va merge, eu mă supăr. Oricum, revenim la jocul nostru. Posibil să-mi pierd floticul. Aba nu, am glisat repede. Știi ceva? Și oricum, revenind la partea asta... Pe bune! Nu, nu mai vreau să încerc levelul ăsta. Acum, următorul este... Atunci, Labyrinth era înainte de Castle in the Sky. Dar numai că eu cred că s-a considerat Castle in the Sky mai ușor decât Labyrinth. Așa că întâi încercăm Labyrinth. Normal, întâi sunt alea mai ușoare, apoi alea mai grele. What? Bă, da, e destul de greu ăsta, e Labyrinth. Știți că nu e chiar așa ușor. Ok. Mamă, nu mai știu nimic. Ajutor! Bă, dar nu mai știu nimic el. Am făcut odată 70 ceva la levelul ăsta. Dar acum pe bune că nu mai știu absolut nimic. Totuși mai știu eu un pic codurile alea. M-am dus din greșeală pe acolo. Nu știu de ce m-am dus pe acolo. Wow. Oricum, hai să continuăm cu treaba asta. Că e super enervantă. Bam. Nu cred. Mamă. Ah, nu cred. Asta clar e destul de greu. Am zis eu că e greu ăsta. Okay. În partea asta mi-a făcut ecranul freeze sau nu știu ce a făcut. Oricum, hai să-l încercăm și pe celălalt. Atunci. Care este Castle in the Sky. Și atunci era ultimul. Care exista pe listă. Bă, dar asta se aude super puțin. Melodia asta.
De aici cred că se aude mai bine un pic. Bă, dar clar că ăsta e mai ușor. Bă, dar, nu mai știu. Aici, nu, aici clar că nu mai știu. Bă, da, bă. Cum vine asta? What? Ok, hai să revenim la treaba asta. Nu mai am nimic. N-am cum să fac levelul. Mă jur. Wow. Nebun? Fac chestia asta fără nimic. Fac eu chestia asta fără nimic. Era chiar culmea să prind locul în care trebuia, gen. Wow. Nu mi-a plăcut niciodată levelele de progresul 5. Sunt grele. Clar că sunt grele. Mamă. Ajutor. Bă, dar nu mai știu de aici. Wow. Din nou nu mai am nimic. Iar mă, iar, serios? Dacă nici de data asta nu merge, eu mă supăr. Wow, am rămas numai cu floating. What? Ce? Face lag. Nu vreau să cred că face lag. Nu m-am dus acolo, ca să iau diamondul. Bă, dar e clar, ăsta se mișcă cam prea greu. Pe bune! De ce pierd shield-ul acolo? Lagul ăsta tot sunt super concentrat. Tot timpul cobor de mașină, da? Ok, bun. Da? Da, da. Bine asta? Telefonul, un pic. Stai. Mama, ajutor. Ajutor! Bă, dar nu mai... Gata, continuăm cu treaba aici. Era clar. Deci n-am mai făcut aproape deloc. Dar oricum cam atât a fost videoclipul.